Bine v-am regăsit la România via Cluj. Vorbim astăzi despre un subiect și artistic, dar și medical în același timp. Ei bine, este vorba despre o acțiune care are loc în toată țara. Vă invit să descoperiți acest subiect alături de mine. Sunt Maria Scârlet, PR Manager Asociația Delia, și Gelu Stănculescu, coordonator Asociația Delia. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Uite, Gelu, încep cu tine. Voi ați organizat și organizați în continuare niște expoziții, și nu orice fel de expoziții, deci cuvântul niște nu are ce să caute aici, expoziții foto a persoanelor cu dizabilități. Și asta vreau să te întreb, cum de ți-a venit ideea să pui în lumină așa ceva și care este scopul acestor expoziții? Ok. Ideea de bază a fost că după o groază de ani, cât e, 30 de ani de la Revoluție, s-au făcut foarte multe activități pentru integrarea oamenilor cu dizabilități, iar rezultatele sunt aproape zero. Dacă te gândești, s-au făcut pași, dar practic nu sunt extraordinari. Noi ne-am gândit că poate trebuie o altă formă prin care să încercăm să ne batem pentru drepturile lor. Și ideea care explorăm noi este folosirea artei. Nu s-a mai întâmplat în România așa ceva. Și credem că arta, deci în general în istoria umanității, arta a avut o putere de schimbare uriașă. Majoritatea schimbărilor care s-au făcut de-a lungul anilor a fost datorită și a artei. Aici e un lucru mai ieșit din comun, cred, ce facem noi. Eu, practic, sunt persoană cu dizabilitate și fac niște fotografii mai deosebite, să zicem așa. E o combinație aproape între pictură și fotografie. Ceea ce este deosebit în colaborarea noastră este că o persoană cu dizabilitate lucrează alături de persoane care nu au niciun fel de dizabilitate, cum este Maria, și împreună creăm artă, iar nouă ne place să credem că suntem reprezentanții unei lumi ideale, în care oamenii cu dizabilități lucrează de la egal la egal cu oamenii fără dizabilitate, creează împreună un lucru deosebit și poate în felul acesta convingem oamenii din jurul nostru că, 1, oamenii cu dizabilități sunt capabili să producă lucruri deosebite și, 2, nu este nicio crimă și nimic imposibil să colaborezi cu unul de la egal la egal și să creați lucruri deosebite împreună. Uite, Maria, vreau să te întreb cum ți se pare această idee și cum ați ajuns să dezvoltați aceste expoziții. A fost complicat? A fost și este foarte complicat, pentru că mai nimeni nu ne susține. Toată lumea spune că ar fi imposibil să faci treaba asta. Cum de un om cu o dizabilitate, cu o problemă, poate să facă asemenea lucruri? Că nu este adevărat și am primit și primim foarte multe critici și multă lume spune că este ușor ceea ce facem noi, dar este foarte, foarte greu. Noi ne cunoaștem de un an și ceva și am văzut pe internet că Gelu caută modele. M-am uitat în portofoliul lui și am văzut niște lucrări wow la început, într-adevăr. Mi s-a părut wow, cum de faci așa ceva? Ce reprezintă treaba asta? Și m-a contactat, ne-am văzut și am început să colaborăm și de atunci o facem până acum. Este mai greu să strângem bănuți, dar nu este imposibil. Batem la toate ușile până când se deschid. Asta am zis, cam cât de costisitor e să organizați o expoziție, nu știu, am văzut într-o salină. Da. Așa, pe Gelu. Nu este foarte costisitor și de asta ne și mirăm de multe ori când aplicăm la firme să ne ajute cu niște bani. Noi am avut un proiect câștigat prin direcția medicală de la Primăria Cluj și ne-am făcut materialele, am reușit să printăm tablouri și tot. Noi, pentru bani ce am avea nevoie, este pentru deplasare. În rest, asta, un calcul estimativ arată că o expoziție foto ne costă în jur de 1000 de lei, 1200 de lei. Sunt și cazuri în care este mult mai ieftin de atâta dacă suntem în zona aceasta. Ce aș aprecia, în schimb, foarte tare este că, deși trăim într-o lume în care discriminarea este foarte puternică și tot, am găsit oameni fantastici în aceste drumuri pe care le-am făcut și, cum să spun, am venit cu o speranță de bine. Țara aceasta poate că ca să integreze oamenii cu dizabilități, dar asta are în interior oameni atât de faini și de atât de buni, încât rămâi foarte impresionat. Acum am venit de la expoziția din Salina, Ognele Mari, și pot să spun așa că am cunoscut niște oameni, atât la Sarom, la București, cât și la Salina,
care nici măcar nu s-au gândit la dizabilitate. Efectiv, au vrut să iasă o treabă bună. Și n-au judecat niciodată ceea ce facem prin prisma unor chestii umanitare sau tot, ci au trecut de treaba aceasta, s-au gândit efectiv că este artă. E interesant să vezi că niște persoane au trecut de dizabilitate, nu te judec prin prisma dizabilității, ci te judec efectiv ca artist. Înseamnă că o barieră pe care noi ne-am gândit că o să o depășim greu, să privești omul înainte de dizabilitate, uite-te că nu-i așa de greu de depășit. La Teatru Anton Pan, iară am fost acum la Râmnicu Vâlcea și foarte mare succes am avut, iară oameni fantastici care ne-au apreciat și acum cam peste tot unde vom merge, nici nu mai știu câte expoziții o să avem, că până tot apar oameni care ne răspund, acum suntem până la sfârșitul lui noiembrie cu expoziții cu tot, încă nu avem banii pentru toate, dar noi suntem optimiști că vom strânge încet încet. Peste tot am găsit oameni care ne deschid ușile și da, haideți, facem și tot. De multe ori noi trebuie să le spunem că nu putem atâta timp cât ne oferă pentru că avem în alte zone și tot. Ca un exemplu a succesului este luna august. În luna august avem 3 expoziții deodată, în 3 orașe diferite. În Cluj, pe urmă o să avem în Costinești, în paralel o să avem în Mangalia și pe urmă din Mangalia ne mutăm în Techitgheol. Important este să aveți suficiente exponate artistice avem, ca să le puteți împărți între. Da, avem aproape 130 de tablouri scoase. Și acum lucrăm la expoziția Jocul cu Absurdul, unde mai avem câteva poze de făcut și acolo o să avem 45 de tablouri suplimentare. De câți artiști vorbim? Unul singur. Adică tu? Da. Așa, deci sunt lucrările tale care sunt expuse în toată țara pentru a trezi această conștiință asupra nediscriminării față de persoanele cu dizabilități. Exact. Cum vezi tu în România în acest moment? Că ai început să spui la începutul emisiunii că atât populația cât și firmele nu prea înțeleg cum e cu discriminarea și cu nediscriminarea de fapt. Eu, de exemplu, la magazinul din fața blocului meu știu că există angajată persoană cu dizabilități, dar este, cred, o excepție. Ce ar trebui să se întâmple ca să integrăm persoanele cu dizabilități în viața absolut obișnuită, să poată să-și câștige cinstit o pâine, să-și câștige încrederea în sine și, bineînțeles, să... O să răspund într-un mod destul de radical, care o să uimească poate pe mulți. Eu nu cred că integrarea este posibilă. Deci avem deja exemple foarte multe, nu numai noi din țară. Dacă ne uităm, noi lucrăm masiv cu oamenii cu epilepsie, suntem specializați pe oamenii cu epilepsie. Discriminarea este la nivel mondial, în Franța, în Germania, deci în țări foarte avansate tehnic și civilizația față de noi, să zicem. Discriminarea este foarte, foarte puternică. Nu chiar în halul cum este la noi, dar oamenii cu epilepsie nu au șanse de a... Cam aceeași situație ca în România. Este una dintre cele mai neînțelese afecțiuni până exact, una alta. Exact. Și nu neapărat neînțelese, este o luptă foarte ciudată pe care se duce. O problemă care ține de cu cultura, în primul rând. De exemplu, în Biblie apare un citat care este cel mai împotriva întregii epilepsii. Este faptul că un băiat avea epilepsie și Iisus a scos dracii din el, i-a aruncat în niște porci și porcii au... Și așa s-a vindecat. Ideea aceasta de asociere a epilepsiei cu diavolul este o problemă care apare și în Biserica Ortodoxă Română. Și o problemă foarte, foarte puternică și în momentul când 82% dintre români se consideră ortodoxi și biserica are puterea pe care o are noi în țară, sincer să fiu, nu cred că integrarea oamenilor cu dizabilități este posibilă. Dar, este un dar aici. Nu trebuie neapărat să fie integrați. Noi ne gândim dacă nu cumva putem să creăm o lume mai bună pentru ei în mijlocul unor discriminări foarte puternice. Și poate sună ciudat așa să spui că... Ok, și atunci care ar fi ideea? Una din ideile la care am lucrat și unde n-am găsit deloc sprijin nici la companiile farmaceutice, nici la sponsor local, a fost să ajutăm pe oameni să dezvolte mici afaceri. De exemplu, anul trecut am desfășurat un proiect pe banii mei, practic. Eu am cumpărat echipamentele și primăria Cluj ne-a asigurat un minim de bani pentru funcționare. Am făcut niște cursuri prin care am învățat să personalizeze tricouri și căni. O afacere care să faci o personalizare de căni nu e deloc scumpă. Îți trebuie o imprimantă care costă în jur de 700 de lei, o presă termică care te costă în jur de 500 de lei și niște hârtie care te costă 100 de lei. Și unde a fost bariera?
Nimeni n-a crezut în ideea noastră. S-a mers pe principiul că oamenii cu epilepsie sunt niște idioți care nu știu să facă așa ceva și nu o să-i ducă niciodată mintea să facă așa ceva. Nu e adevărat. Oamenii cu epilepsie sau oamenii cu dizabilități pot să facă acest lucru excepțional. Mulți au cunoștințe de calculatoare și, practic, o persoană înseamnă că nu trebuie facultate. Noi avem foarte multe imagini și foarte multe videouri cum au personalizat oamenii acele căni și ce încântați erau. Da, există niște bariere care s-au spus iar despre necunoașterea epilepsiei, că o cană încălzită la 200 de grade e un pericol extrem pentru oamenii cu epilepsie, să nu cumva să se întâmple ceva. Nu se întâmplă, folosești mănuși de protecție, ce se poate întâmpla acum? Foarte serios. Pe urmă, numai ne-am apucat și am învățat să facă tricouri. Nu avem bani să cumpărăm imprimantă numită DTG care poate să printeze direct pe tricou, te-am învățat de printarea prin folie. Oamenii în jurul nostru au spus, ai bă, cum se poate ca un om cu epilepsie să știe să manevreze un caterplotter? Se poate, au manevrat. Cum se poate să pună pe un tricou să scrie ceva pe tricou? Au făcut tricouri multe pe care poartă pe stradă și sunt foarte mândri că sunt făcute de ei. Dar nimeni nu ne-a ajutat, deși ne-am dus, nu dau nume, și aici la surse de mari de finanțare care știu că ajută pe multă lume, noi ne-am cerut echipamente ca să le dăm oamenilor. Deci efectiv, e cam greu pentru că ai 1500 de lei pe lună să dea 1200 de lei pentru un vis. Că poate fac o cană, poate nu fac o cană. Dar pentru o firmă să dea 1200 de lei, 1500 de lei ca un om să înceapă o afacere, nu cred că este o problemă deosebită. Ce ați făcut voi a fost să dați undița și să-i învățați să pescuiască. Exact. Și cred că am dat și un trend. Adică, mă rog, am spart un mit. Că oamenii nu sunt capabili să facă ceva. Și o prejudecată până exact. Una alta. Și asta vreau să revin un pic, puțin la Maria și să te întreb de ce prejudecăți v-ați lovit în toată organizarea asta? În primul rând, cred că de foarte multe refuzuri, după cum a spus și Gelu, că persoanele acestea nu pot să facă, ca de exemplu, o cană, să-și facă un tricou, să lucreze. Că pentru ei, nu știu, este foarte dificil, este foarte greu. Eu am fost în această primăvară, luna trecută, de fapt, într-o tabără cu acești oameni și sunt minunați. Adică am rămas surprinsă că ei mă întrebau pe mine dacă sunt bine, dacă am dormit bine, când ei poate aveau mai mare nevoie de mine sau de Gelu, că poate... îmi spuneau că astăzi mi-e rău, mai stau puțin, nu este nicio problemă. Am stat cu câteva fete în cameră și mereu mă întreba, ai dormit bine? Te-am lăsat? E tot ok? Și am rămas surprinsă că, repet, în loc ca eu poate să am mai multe grijă de ele, ele aveau mai multe grijă de mine, deși eu n-aveam nimic. Și eu, pe oamenii din asociația noastră, îi consider niște oameni normali, adică nu mă înțeleg foarte bine cu ei, ne iubesc ceea ce facem, ne susțin și am decis să lupt pentru ei, să merg peste tot, să strângem bani pentru asociația noastră și ulterior prin artă să dovedim oamenilor că nu este chiar așa cum credeai. Sunteți de acord că multe dintre prejudecățile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități vin de fapt din necunoaștere? Nu știu dacă numai de necunoaștere sau pur și simplu de multe reavoință? Ori. Da. Eu mai mult cred că este reavoință. Cunoaștere sau necunoașterea unei boli nu e nescut de faptul de a integra un om. Ok, nu știu exact ce înseamnă boala X. Habar n-am. Nu sunt medic, n-am nicio treabă. Dar pot să privesc o persoană ca om. Indiferent ce boală a fi. Mai interesant adevăr dacă este o boală transmisibilă, contagios sau ceva de genul ăsta, ca să-mi iau măsuri de prevedere, dar n-ar fi o problemă de discriminare. Ci pur și simplu aș avea mai multă grijă în relație cu el sau cu ăsta să nu cumva să se întâmple o problemă. Dar în cazul unor afecțiuni de tip epilepsie, de tip dizabilitate locomotorie sau câte amare de alte boli există, distonia musculară și câte există, care e problema într-un final? De ce nu poți să privești un om așa cum este? Nu, eu nu cred că ne cunoaște, eu cred că e răutate și de multe ori de neînțeles. De unde crezi că vine? Din sistemul de educație sau pur și simplu de acasă? De unde crezi că, sau cum ai spus, religia ar trebui să ne învețe să iubim aproapele indiferent de diferențe până una alta? Nu știu, eu am citit un experiment la un moment dat care m-a înfiorat de-a dreptul. Spuneau că, mă rog, la un moment dat au făcut un experiment cu niște ursuleți de pluș la care unul nu avea un picior. Și copiii au fost puși ca să aleagă din acele plușuri
cel ce le place și nimeni n-a ales cel fără un picior. E un exemplu care îmi spune foarte multe legat de faptul că ne naștem într-un anumit fel că, și este logic, avem o natură animalică în noi care nu se poate exclude, datorită evoluției. Dar nu am reușit încă prin cultură și prin educație să ne desprindem de această latură. De exemplu, ne spălăm pe dinți. Nu este nimic ca să fim în momentul când ne-am născut, să știm să ne spălăm pe dinți. Dar am învățat. Ei, partea aceasta cu acceptarea n-am învățat-o încă, se pare că. Ei, să sperăm că voi reușiți acest lucru prin arta pe care o duceți peste tot în țară. Aș dori să te întreb unde va fi următoarea expoziție. Acum, mâine plecăm la Oradea și pe urmă o să avem la Mangalia și la Cernavodă luna aceasta. Și pe urmă, luna viitoare avem la Sinaia și la Băile Herculane. În august, Cluj, Mangalia din nou, Tete Chirghiol, Costinești și plecăm la Brăila, la Tulcea și pe urmă la Brăila, la Brașov o să avem în septembrie, în octombrie în Alba Iulia și foarte posibil în Sfântul Gheorghe. Maria Scârleț și Gelu Stănculescu de la Asociația Delia, eu vă mulțumesc foarte mult și sper să aud cât mai multe despre voi și despre acțiunile voastre și să audă cât mai mulți din România despre ceea ce faceți și să înțeleagă mesajul pe care voi îl transmiteți prin artă. Mulțumesc frumos! Mulțumesc că ați venit la noi și vouă vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. Ne vedem pe net!